Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, Gorjul în direct alături de mine în studio sunt domnii Claudiu Manta din partea PSD Gorj. Bună ziua, bine ați venit, domnule Manta. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Mulțumesc tare mult că ați acceptat invitația noastră, ne bucurăm și de prezența domnului Mihai Paraschiv din partea Partidul Național Liberal Gorj. Bună ziua, bine ați venit, domnule Paraschiv. Bună ziua și eu vă mulțumesc. Înainte de toate, sigur, probabil vă și așteptați să vă întreb inevitabil despre legea energiei, modificările votate ieri în Senatul României. Ne bucurăm tare mult că, într-un final, această lege a reușit să treacă de una dintre camerele Parlamentului, urmând ca în viitor să fie supusă votului și deputaților în cameră. Dar de specificat este faptul că senatorii Partidului Național Liberal nu au votat sau au votat împotriva modificărilor la legea energiei. Nu știm încă în acest moment dacă Tudor Barbu sau pe surse înțelegem că domnul Barbu s-ar fi abținut de la votul pentru modificările la legea energiei, dar în definitiv abținerea este egală cu votul negativ, da? Nu poate să fie un aviz pozitiv dacă se abține. Domnule Paraschiv, aveți vreo explicație, dacă îmi permiteți, încep cu dumneavoastră, pentru modul în care au votat senatorii Partidul Național Liberal ieri la aceste modificări? Am înțeles eu, nu s-au votat ieri modificări la legea energiei, ci s-a votat cererea președintelui de reexaminare. Are similar. Același lucru, sub o formă sau altă. Efectul juridic este același. Efectul juridic probabil, deci practic, ieri nu s-a modificat nicio operare asupra legii, din ce înțeleg, deși nu sunt un specialist în domeniul legislativului, dar înțeleg că președintele a trimis legea spre reexaminare, da, pentru a fi luate în discuție anumite paragrafe care n-au fost probabil ok din punct de vedere juridic și ieri s-ar fi modificat doar cererea președintelui, s-a votat cererea președintelui de reexaminare a legii respective, deci nu modificările efective asupra paragrafelor care au ridicat probleme, dacă am înțeles eu corect. Nu. Lucrurile sunt un pic mai... Adică trebuie să explicăm ascultătorilor și telespectatorilor noștri că, într-adevăr, conform Constituției, președintele României are dreptul să ceară o singură dată reexaminarea unei legi. Pentru că, practic, ce s-a încercat prin acest lucru, să se aducă printr-o lege o serie de modificări favorabile complexului energetic Oltenia printr-o altă lege, iar această lege trebuie să parcurgă, la fel ca și legea inițială, întregul circuit parlamentar. Ceea ce s-a întâmplat ieri, s-au modificat în primă cameră, în speță Senatul, în acest caz, s-au adoptat o serie de modificări legislative, favorabile, așa cum am mai spus, complexul energetic Oltenia, și în premieră pot să vă spun că am discutat și cu unul dintre parlamentarii de Gorj, în speță domnul Mihai Weber, și din discuția cu dumnealui a rezultat faptul că și la Camera Deputaților aceste modificări vor fi discutate și, sper eu, votate cu prioritate, pentru că pentru a fi trimisă la președinte pentru promulgare, trebuie să treacă și de următoarea cameră, în speță Camera Deputaților, care este foarte decizională aici. Ceea ce vreau să subliniez este faptul că foarte bine că în sfârșit parlamentarii sau unii dintre parlamentarii de Gorj au dat mâna pentru aceste modificări legislative absolut necesare funcționării complexului energetic Oltenia, pentru că eu am mai spus-o și o spun și de data aceasta, problemele complexului energetic Oltenia sunt într-o mare măsură de ordin legislativ, adică trebuie modificat o serie de legi, o serie de hotărâri și așa mai departe pentru o bună funcționare a complexului energetic Oltenia și salut inițiativa parlamentarilor, indiferent de la ce partid sunt, da, pentru a votat aceste UDMR-uri, modificări. ALDE. Din informațiile pe care le am, în urmă cu 2 sau 3 luni de zile când s-a votat prima dată această lege în, da, Parlament, parlamentarii Partidului Național Liberal au votat, da, legea, da, respectivă. De asta nici noi nu înțelegem situația. N-au votat și modificat. Da, da, nu s-a modificat paradoxul. Nimic, asta înțeleg, nu s-a modificat nimic. Dar acum nu are nicio importanță. S-au modificat, deci practic astăzi, sau mă rog, ieri când a trecut de Senat, a fost aceleași modificări în urmă cu 3 luni de zile când a fost votat prima dată. Nu s-a intervenit practic, absolut deloc. S-a reluat procedura de acum 3 luni de zile pentru a-l forța cu ghilimele de rigoare pe președintele Iohannis. Pe care vreau, da, și eu să o reiterez. Înseamnă asta că este un Paraschiv. Practic asta este o procedură prin care, cu ghilimele de rigoare, vă repet, este forțat președintele Iohannis să adopte aceste modificări. Înțeleg că nici măcar nu s-au avut în discuție posibilele erori ale legii.
Păi, președintele a trimis-o înapoi cu motiv, nu cred că a trimis-o doar de dragul de a o trimite la reexaminare. Domnul Paraschiv, sunt niște discuții referitor la Consiliul Concurenței, acolo trebuie să înțelegeți că sunt niște presiuni foarte mari, în special din partea producătorilor de energie regenerabilă, și sunt niște interese fantastice, că sunt foarte mulți bani în joc în speță din partea acestor producători. Dar noi, ca gorjeni și ca parlamentari, trebuie să ne batem pe toate căile posibile ca să treacă acestea. Inițiatorii acestei legi sunt trei parlamentari de Gorj. E Dian Popescu, Scarla Tiriza și Vasile Popeangă, colegul dumneavoastră de la Partidul Național Liberal. Sunt tare curioasă cum va vota domnul Popeangă în Camera Deputaților când va veni rândul domniei sale să voteze pentru sau împotriva legii inițiate chiar de domnia sa, sigur, în perioada în care era parlamentar de la Partidul Mișcarea Populară. Dar, până la urmă, nici măcar dumneavoastră țineți cont atât de mult că, vai de mine, nu ăștia de la Consiliul nu sunteți siguri de efectele acestei legi? Nu, repet. De vă exprimați, adică eu observ la dumneavoastră și la liberal, în general, la dumneavoastră, sigur, dumneavoastră vă aliniați unei opinii. Observ așa o reticență față de aceasta, adică nu sunteți convinși că această lege este bună pentru complexul energetic Oltenia și că atunci când a fost ea gândită, repet, a fost cu dedicație făcută pentru complexul energetic Oltenia. Până la urmă, asta e ideea. De ce să ne îndoim de ceva care ar putea să aducă ceva beneficii complexului? Ce ne interesează pe noi ce cred aia din Dobrogea? Ce ne interesează ce cred aia de pe la Roșia? Nu ne interesează. Haideți să fim puțin egoiști de data asta. Da, aveți dreptate. Și să ne gândim strict la noi. Adică chiar și o abținere a senatorului Tudor Barbu nu este justificată, domnule Paraschiv. Nu este justificată. Stimată doamnă, din ce înțeleg, și repet, nu sunt un cunoscător n-am fost nici foarte eu, n-am bun al legislației și al modului de desfășurare a... Nu știu nici eu foarte multe chestiuni, dar din ce m-am interesat. Dar înțeleg că președintele, prin prerogativele pe care le are, a trimis această lege pentru reexaminare pentru câteva paragrafe. Am înțeles. Și înțeleg că aceste modificări nu s-au operat, a rămas legea în forma inițială. Și unde e problema dumneavoastră că a rămas legea în forma... Care e problema PNL-ului de navă? Adică sunteți deranjați că a rămas în forma inițială? Nu, doamne ferește, dar poate, așa cum am spus și data trecută, poate bine, au scăpat niște chestiuni pe acolo. Haideți să nu vreau să vă pun pe dumneavoastră să... Nu mă puneți în nicio situație. Votul colegilor din Parag, că nu-i corect față de dumneavoastră. Eu cinstit înțeleg atitudinea lui colegului Mihai Paraschiv. Și eu înțeleg, de aceea... Trebuie să apere o prostie pe care a făcut-o senatorul Barbu. Dar nu este niciun fel de prostie încă o dată. Dacă președintele a trimis legea pe reexamen, nici măcar nu s-au discutat problemele respective. Bine, atunci haideți să spunem azi, domnul Paraschiv. Tudor Barbu, efectiv, a votat împotriva complexului energetic Oltenia. E pe înțelesul tuturor? S-a abținut, care ceea ce înseamnă ca valoare juridică. Ca valoare juridică din perspectiva obiectivului final înseamnă tot un vot împotrivă. Împotrivă, să ne înțelegem. Fără discuție, nu este obligatoriu, depinde cum au fost... În această situație asta este. Ca deci să se adopte legea, trebuie votul pentru. Deci, nu se contorizează votul împotrivă. Și abținerea nu înseamnă că s-a votat împotrivă. Efectul juridic ăsta este. Asta era ideea. Și atunci care este diferența între a vota împotrivă și a... Păi nu prea este situația asta. Atunci de ce mai ținem? Există o diferență. Dar trebuie să înțelegeți că legile se adoptă prin vot majoritar pentru. Corect. Deci, și atunci de ce mai adevărat, avem și posibilitatea abținerii dacă... Ba da, există această posibilitate a abținerii. Eu doar explicam că din punct de vedere juridic nu are nicio relevanță că că s-a abținut sau că a votat împotrivă. Efectul a fost același. De parte mine a încercat să iau apărarea cuiva sau să încerc să justific... Bine, de fapt, nu vă putem bănui nu, de prea mare prietenie cu domnul Tudor Barbu, prin care pentru că noi știm relația dumneavoastră, ați trecând spus peste vorba acest aspect. Și... Nu, să știți, relația mea cu domnul Barbu este foarte bună. Deci relația este foarte bună. Cred că de aia a fost și sancționat de către Partidul Național Liberal, domnul Paraschiv. Și nu a fost o discuție care a ieșit în afara partidului, ceea ce probabil că și dumneavoastră ați fi sancționat dacă s-ar fi întâmplat o chestie similară. Nu știu că la Partidul Social Democrat nu e libertate totală de... Nu știu câte sancțiuni s-au aplicat pentru delict de opinie. Numai dacă nu prea există opinii la Partidul Social Democrat. Au existat și opinii împotriva. Domnul Manta, nu există, a văzut declarațiile zilnice ale primarului Cârciubaru, care spune că nu este de acord cu... Nu știu cine și nu știu cum. Domnul Paraschiv, deci atunci mai departe mai de acum 2-3 săptămâni au existat și opinii care, asta este un partid democratic, trebuie să, sigur că
normal ar fi dacă ca primarul Căciumanu ca și președinte anunță lista, ordinea pe listă. Nu, nici vorbă de așa ceva, domn Paraschiv. A spus că oricum se votează, dar de la locul 2 încolo. Nu, n-ați înțeles. Locul 2 la deputați, pentru că la senat nu mai este sigur. Permiteți-mi, ați văzut declarația de ieri a domnului Cosmin Popescu și a domnului Călin Noiu. Locul 1 la senat nu mai este sigur. O serie de precizări. Nu că nu se va vota. Este falsă această idee. Nu, cel mai probabil, înainte, nu, cel mai probabil pentru locul întâi la deputați și locul întâi la senator nu va mai dori să candideze altcineva. Manta, și nu am înțeles că este sigur, păi nu candidezi. Dar nu candidezi, domnul Manta, pe o anumită, doritor, pentru o anumită poziție aspirant, pe listă. Nu candidezi pentru o anumită poziție ba, pe da, listă. Doamnă, păi nu. Cum adică deci, eu aleg să fic pe locul 7 pe lista Camerei Deputaților? Păi nu vreau nici toată lumea, evident că își dorește un loc eligibil. Deci dacă toți votează pentru locul 2, cum faceți selecția? Eu vă spun. Păi nu, asta spun că se vor face aceste alegeri. Așa? De formă. Evident în forma pe care în care fiecare își dorește un loc eligibil, dar va trebui găsit un criteriu păi de departajare. Asta spuneam și noi. Asta, din bun sens, sau, mă rog, dacă directiva partidului este nu-l concurați pe Victor Ponta, nu va fi acesta concurat. Doamne, dar da. Dacă toți vor locul 2 sau locul 3, care locul 3... Acolo vor fi alegeri, evident, pentru locurile 2 și 3. Au spus-o deci și președinții când partidului. Când v-ați depus candidatura, ați specificat pe ce poziție... De la 2 încolo. Nu, doamnă, n-am specificat. Am precizat acolo că dorim pentru Senat sau pentru Camera Deputaților. Pentru Parlament. Da, asta am înțeles. Evident, fără indicarea poziției, dar va trebui găsit un criteriu de departajare, ceea ce încercam eu să spun că locul lui Victor Ponta nu este oarecum contestat de nimeni din Partidul Social Democrat, păi da, adică și noi. Nimeni nu va candida împotriva da, lui Victor Ponta și noi. Atunci, evident că nu poți să faci alegeri, nu poți să concureze Victor Ponta dar cu Victor Ponta. Dar de ce nu-i vrea nimeni locul lui Victor Ponta? Doamnă, pentru că la modul cinstit, dacă... eu vă spun, la modul cinstit mie mi se pare normal că Victor Ponta să deschidă lista la PSD Gorj. Asta este singura explicație, la fel cum Ion Călinoiu va face același lucru la Senat. Este foarte simplă ideea. Dacă vrei să candidezi în cadrul Partidului Social Democrat, te înscrii pe o anumită listă și în funcție de numărul de voturi obținute în comitetul executiv sau cum se numește formula asta decisivă, exact așa atunci se va întâmpla. De acolo se va obține se poziția pe listă. Asta dar de la 1, 2 încolo la fiecare păi, cameră în parte. Încă o dată, doamnă, dacă nimeni nu-i contestă poziția păi, de unde lui Victor... Păi să așteptăm. Dar de unde știți să nu ia domnul Weber mai multe voturi decât domnul Ponta? Nu cred că se va pune problema la modul. Dar nu concurează cum să ia voturi concurează, însuși se înscrie într-o competiție internă. Cred că Victor Ponta nu e supus votului, hai să ne înțelegem. Asta mă gândeam și eu și nici domnul Călinoiu la fel. Vă repet, atâta timp cât nu cred, doamna. Domnul Manta, ieri declarația colegilor noastre, asta a fost, a domnului Popescu, Cosmin Popescu și a domnului Ion Călinoiu, că locul 1 la Senat nu mai este atât de sigur pentru Călinoiu. Doamna Văcea, nu e adevărat. Eu n-am înțeles chestia. Și eu vă spun că dacă vreți un candidat, dacă nu va exista la fel ca în cazul lui Victor Ponta, și eu nu cred că va exista cineva care să concureze pentru locul 1, se aplică aceeași chestiune ca poate și la Victor Ponta. Evident, dacă cineva care va spune și va ieși, doamnă Văceanu, dacă cineva va ieși și va spune, domnule, vreau să-l concurez pe domnul Călinoiu, probabil că va fi vot și acolo. Lucrurile sunt foarte clare și foarte simple. Bine, dar cine își permite să nu voteze pentru Călinoiu până la urmă? Încă o dată va fi vot secret. Va fi vot secret, dar câți membri sunt? 107, dacă nu știu dacă există 107 nuanțe de pixuri pentru vot. Nu se va pune. Dacă-i vot secret la noi, domnul Paraschiv, nu știu cum e la PNL, știți va rezultatul fi vot înainte. Secret. Nu știu, nu cred că poate să spună nimeni că știe rezultatul. Încă o dată, dinainte. Dacă aveți 7 candidați pentru locurile, pentru Camera Deputaților, cum puteți să spuneți că locul nu-i contestă nimeni poziția lui Victor Ponta? Trebuie să fie 7 candidaturi pe buletine de vot și cel care ia cel mai mare număr de voturi e pe locul 1. Domnul Paraschiv, încă o dată vă întreb. Dacă, că probabil se va merge pe o anumită poziție, fiecare își va dori, dacă nimeni nu-i contestă poziția lui Victor Ponta și cădem de acord toți că el trebuie să deschidă lista la Gorj, mie mi se pare că toată această discuție este total inutilă. Da, lucrurile sunt clar, adică nu, așa aveți dreptate, n-are rost să insistăm. Victor Ponta nu va fi supus... nimeni nu va concura cu Victor pentru Ponta că, și pentru că am căzut de acord am ca înțeles, el da, și aici regulă, cred că și la nimeni, la fel, nimeni nu contestă Vulceanu, chestiunea asta. Conform criteriilor stabilite de Dan Vulceanu, el este primul pe lista la deputați, nu? Ar fi chiar culmea să se fi gândit cineva că merită înaintea lui Dan Vulceanu să fie primul la deputați, nu? Da, nu știu, nu au fost discuții în sensul ăsta și așa păi cum știți... Păi cum nu au fost discuții în sensul ăsta? Au fost discuții, adică dumneavoastră aveți niște criterii conform cărora s-a și făcut
Lista. Lista. Așa este, dar da? Nu s-a stabilit încă ordine finală a listei, nu s-au... Păi cum dacă e la București? Eu știu că nu este finalizată lista respectivă și... Adică poate faceți, un breaking news, domnul Paraschiv, și iar vă sancționează. Stați un pic din PNL care spuneți chestia asta, după domnul Bobaru, care ne-a spus clar că din informațiile domniei sale lista e la Gor și nu e la Gorghiu și la Blaga în analiză. Toți colegii dumneavoastră au spus, vai de mine, Bobaru habar n-are pe ce lume trăiește. Veniți dumneavoastră și spuneți același lucru. Deci lista e la Gorj. Lista a plecat către București, dar am spus că nu este stabilită. La Pitești, nu, nu este stabilită. Merge cu poștarionul, da? Ordinea finală. Da. Deci nu este stabilită ordinea finală. Păi dar dumneavoastră ați transmis lista într-o anumită formă. Da. Da, și... Cine și-ar permite să modifice... Bucureștiul, de exemplu. Bine, asta știm că Bucureștiul, dar din moment ce dumneavoastră, conform criteriilor stabilite, ați făcut, cine poate interveni în chestia asta? Nu știu, deocată e prematur. Aveți alte informații? Nu, departe de mine gândul. Până... Sunt alte... Până nu o vedem o formă finală, discutăm degeaba. Nu știu ce să răspund. Nu discutăm degeaba, pentru că sunt informații în foarte, în foarte multe direcții. Ba informații cum că Tudor Barbu chiar n-a, adică ăia de la centru zic, băi, vreți să pierdem Senatul, hai să-l luăm pe ăla de acolo, că uite, oamenii au o problemă cu el, chiar și cei din Partid Național Liberal, dar barem restul. Și mai sunt unii care spun că Tudor Barbu va fi pus candidat la Gorj, asumându-și acest risc. În momentul când vom avea o formă finală a listei, probabil că o să fim primii da, care... Dar cam cât durează așa să digere toată chestia asta centrul? Nu era normal că deja e o lună și te ceva de când seama că lista... sunt 40 și ceva de filiale, adică nu e chiar așa simplu. Plus ce se întâmplă la București. Deci nu e o decizie foarte simplă. Dacă ar fi o singură filială sau două sau trei, probabil că într-o zi ar putea tranșa problema. Dar ați văzut, inclusiv aseară, au fost breaking news-uri pe toate televiziunile naționale, cum că se... S-ar reîntoarce în Partidul Național Liberal domnul Mihai Răzvan Ungureanu. A fost o poziție foarte tranșantă a domnului Blaga. A spus, nu este cazul o persoană care a ocupat o astfel de poziție să intre imediat în politică. Este chestiune de bun simț. S-a repetat istoria, nu ar fi nicio mare șmecherie. Răzvan Ungureanu a fost premierul PDL-ului, fostului da. PDL. Haide de să nu uităm acum? Și... Nu reneagă nimeni, nu, dar domnul Blaga a avut o poziție foarte tranșantă. Nu, a fost, a condus un serviciu de informații. Nu poți să vii în acest moment, cel puțin o perioadă, să intri în politică. Nu e de bun simț. Doamne, e... sper ca să nu existe teorii ale conspirației, că am mai auzit potrivit cărora i s-a promis o funcție în PNL lui Mihai Răzvan Ungureanu și acum mai pe românește i-au dat țeapă. Adică i-au promis această concrete, funcție nu... și, și dintr-o dată eu spun ce citesc prin presa centrală. Sper să nu fie cazul unei asemenea speculații în care să îi se promită și ulterior să nu mai fie pus pe lista. Nu cred că Mihai Răzvan Ungureanu și așa țepe de la Blaga, că cred că așa altceva cred e eu, la știu, mijloc în chestie, da? E Blaga foarte... Vă repet, site-urile centrale de știri dau inclusiv o asemenea ipoteză. Cât ar fi ele de pe surse, știți cum e domnul Paraschiv, chiar dacă vin așa pe surse știrile, ele într-o oarecare măsură sunt informații reale. Mai au și un sâmbure de adevăr câteodată. Sigur, sigur. Da, întotdeauna spun adevărul gol-goluț, dar pentru că nu pot cita sursa, o dau pe surse, așa. Evident. Dar adevărul de multe ori este gol-goluț. În altă ori poate să existe și o dezinformare din partea oponenților politici. Mai arunc astfel de fumigene pe piață. Diversiuni se tot creează. În dorința de a distrage atenția de la un anumit subiect. Și asta e adevărat. S-au tot tergiversat lucrurile la Partidul Social Democrat, ba cu venirea, ba cu nevenirea lui Iordache și din acest motiv dumneavoastră nu v-ați mai încadrat în acel calendar stabilit inițial, domnule Manta. Da, doamnă, după cum știți, săptămâna trecută a fost o ședință a Comitetului Executiv Național la care a participat și președintele Cărciumaru, iar declarațiile domnului Dragnea au fost foarte tranșante. Săptămâna aceasta primele 20 de județe, săptămâna următoare, următoarele 20 de județe. Deci, eu zic că până la sfârșitul săptămânii viitoare va trebui să avem în sfârșit acest comitet executiv, în care vom discuta toate aceste aspecte legate de liste, legate de candidaturi, legate de alte probleme organizatorice, pentru că eu vă spun următoarea,
chestiune, în tot acest timp în PSD s-a lucrat la întărirea organizațiilor locale, am mai completat pe aici pe acolo unde erau birouri lipsă, mai au mai fost niște câteva organizații cu probleme unde am încercat să rezolvăm aceste probleme. Deci activitatea politică s-a desfășurat în PSD. Sigur că dumneavoastră presa ați preluat subiectele acestea, ca să zic așa, care m-au trădat un potențial conflict în PSD, dar eu vă spun la modul sincer că acest... Bine, dar modul în care dumneavoastră vă mobilizați în teritoriu și completați organizațiile nu e de interes pentru nimeni. E adevărat, în care vă privesc pe dumneavoastră. De ce ne-ar interesa că noi, că dumneavoastră aveți probleme la Glogova, știu și eu. Sau, nu, la Glogova întâmplător, chiar e o organizație foarte bună. Da, dar vreau să spun că în acest timp în Partidul Social Democrat s-a muncit la modul serios și eu sper că rezultatele se vor vedea la alegerile din 11 decembrie. Deci spuneți dumneavoastră că până la sfârșitul săptămânii viitoare știm clar ordinea pe listă. Da. Cine va veni de la București? Va participa cineva la comitetul executiv de la Gorj? Nu știu să vă dau această informație. Cred că ar trebui să luați legătura, pentru că nici măcar nu cred că e stabilită. Cu cine? Cu Dragnea? Data exactă, nu. Cred că ar trebui să luați legătura cu secretarul organizației. Nu știu dacă e cazul să cu vină cineva. Cu cine? Da. Nu răspunde la telefon. Da, o să... O să-i transmit eu dumnealui să dea, dar vă repet, când se va stabili data comitetului executiv, pentru că sunt convins că și noastră presa... Nu, dar e posibil să participe cineva de la centru? N-am idee. Ar fi normal să fie? Repet, sigur că ar fi normal. Oricum, pentru se că... se ascute lupta pentru locul 2. Am văzut un nou candidat ieri, dacă nu mă înșel. Domnul Ionica a ieșit. Păi nu, domnul Ionica... Și-a depus candidatura. Păi, nu, a spus că îi se pare normal locul 2. Toată lumea locul 2. Domnul Paraschiv, evident că atunci când te înscrii într-o competiție electorală, nu cred că își dorește, sau mă rog, intenția nimănui n-a fost să fie pe locul 5 considerat neeligibil. Evident că toată lumea care s-a înscris își dorește o poziție eligibilă, semi-eligibilă. Acum eu vă garantez că cei mai mulți dintre cei care s-au înscris pe listă vor rămâne și pe locuri neeligibile, pentru că asta mi se pare eligibile mie... Eligibile sunt primele două locuri la deputat și primul la senat. Nu, aici vreau să vă contrazic. Motivul pentru care eu, de exemplu, vreau sau să mă duc la... Sau și doiul la senat este da, eligibil. Nu, vreau să fac acest loc 2 semi-eligibil. Semi-eligibil, pentru că asta este dorința mea, să facem tot posibilul astfel încât să luăm 2 senatori. Și credeți-mă, cu mobilizare exemplară și dacă lucrurile merg bine și ne organizăm, eu cred că acest obiectiv bine, este dacă realizat. Dacă e să fii sincer, locul 2 semi-eligibil se poate face eligibil prin alte jocuri, nu prin votul de pe 11 decembrie. Probabil că acolo este ținta. Interesează. Pe noi asta ne interesează. Deci, locul 2 este... semi-eligibil? Nu, ascultați-mă, am făcut niște simulări punct de vedere electoral. Înseamnă că dumneavoastră doamnă, eu spun la că este mandat 120% de senator și la 3 mandat de deputat, pentru că dacă luați pe al doilea de senat, sigur l-aveți pe al treilea de deputat. Asta spun, ăsta e obiectivul maximal pe care noi ni-l am propus. Nu, este mobilizator mesajul dumneavoastră, dar nerealist, ca să ne înțelegem. N-am spus că, nu știu cât de nerealist este, undeva la peste 60 la 100, undeva la deci peste... visați la 60%? Cel puțin obiectivul meu pe care mi l-am propus. Deci, personal vorbind. Asta spun, da, obiectivul nu personal pe care mi l-am propus. Am o veste proastă, nu e posibil. Doamnă, haideți da. să vedem un pic cum se mișcă lucrurile. Acum, ce să zică domnul Paraschiv? Nu, că... Doamnă Văceanu, gândiți-vă că la PNL au un candidat care nu este susținut nici măcar de primarii liberali. De asemenea, Alde în Gorj, înțeleg că se demobilizează sau, mă rog, sunt și acolo lupte interne. Am văzut și la PMP toată lumea își dorește. Deci eu cred că cu o foarte bună mobilizare și vedeți cum se nu, e un complex de factor, doamnă. Pe mine mă interesează în primul rând cum se organizează PSD-ul. La targetul acesta pe care l-aveți impus, o să vă rog, dacă vă iese, doamne ferește, pentru județul Gorj, să-mi dați și mie pe 12 niște numere la loto. Pentru dumneavoastră e, doamne ferește. Păi, dacă gorjenii își vor dori și vor aprecia ceea ce facem... Știu dacă își doresc în continuare să rămână în aceeași situație ca și acum. Că totuși nu este o situație extraordinară din punct de vedere al șomajului, al nivelului de trai. Nu suntem între județe
fruntașe, cum sunt județe din vestul țării. Acum, domnul Paraschiv, sigur că putem discuta, dar dacă vreți, discutăm de salariu, salariu mediu, suntem undeva în primele 10, eu sunt șomajul, pe într-adevăr. Păi da, dar nu aici influențează foarte mult complex energetic Oltenia. Nu este la cifre istorice, adică nici măcar șomajul, nu suntem în coada clasamentului, ca să zic așa. Adică, sigur că depinde din ce perspectivă vezi lucrurile, dar vă repet, eu zic investitori că dacă străini, parcuri industriale, drumuri expres, multe, avem multe minusuri. Infrastructură, domnul Paraschiv, este praf. Nu, aici permiteți-mi să vă contrazic că pe vremea guvernului Ponta s-a făcut drumul de sub munte, pe vremea guvernului Ponta s-a făcut drumul care de la drum sadul la Petroșani. De la Novaci către Bumbejiu? De la Novaci către Bumbejiu, așa este numit. Cred că este făcut 2012, nu, dacă nu mă înșel. Mă rog, este făcut pe perioada Consiliului Județean, condus de către domnul Călin. Păi bine, domnul Călin e cu 2004, l-a condus. De asta spun, că asta trebuie să facem noi PSD-ul, să ieșim, să spunem ce am făcut pentru oameni, ce a făcut guvernul Ponta pentru oameni și ce au făcut autoritățile locale pentru oameni, fie că vorbim de Consiliul Județean sau de primării. Domnule Manta, de ce nu-l trimiteți pe Ponta la plimbare? Pentru că nu a făcut nimic pentru Gorj și și-a bătut joc de complex cu toate partidele din Gorj care caută să mai mulgă complexul Vâlceanu, ține cariera roșia blocată. De ce nu vă luptați și pentru legea 255? Întreabă un telespectator, stimați invitați. Aici, sigur că înțeleg punctul de vedere al telespectatorului. Sunt parțial de acord cu el. Nu sunt de acord cu ceea ce a spus referitor la Ponta și o să vă spun de ce. Fiecare de bine suntem de rău, împotriva unei părți a mesajului. De bine de rău, sigur că da. De bine de rău nu cât că a existat e... guvernarea Ponta, cât a timp a existat guvernarea Ponta, nu s-a nici măcar nu s-a pronunțat cuvântul insolvență. Situația complexului a fost, din punct de vedere contabil, într-adevăr, au existat niște pierderi istorice acolo, nu vreau să intru să detaliez, e vorba de niște provizioane, dar lucrurile nu mergeau foarte rău pentru complexul energetic Oltenia. Uitându-ne acum la ce a însemnat guvernul de tehnocrați, da, înseamnă cel mai mare rău, blocate, pentru că nu mă pricep la date contabile, dar cel mai mare rău produs de tehnocrați este instabilitatea, exact, care este în momentul acesta la complexul energetic Oltenia. Așa ceva pe vremea guvernului Ponta n-a spus. Pentru că au fost multe decizii politice. N-au făcut întotdeauna ceva totuși a fost stabilitate. Bine. Știai că ai cu cine discuta. Știai domnul că este Paraschiv, un directorat orice avizat, decizie este mai bună, este mai bună decât indecizia și da, instabilitatea existentă. Asta este acum marele adevăr și marele din păcate, păcat trebuie al tehnocraților. Că au... Nu se poate, doamnă, să stai 3 luni de zile fără un consiliu de supraveghere funcțional și fără un directorat funcțional. Păi nu se un pic, poate că nu pentru... Sunt, acum noi nu suntem, nu avem nimic. Directoratul știți că e din nou incomplet. De asta iar, spun, pardon, consiliul de supraveghere este din nou incomplet, iar directoratul... Nu este, este dramatic numit ce se întâmplă. Știu că acum am adus în discuție de multe ori acest subiect, dar în perioada anului 2012, după alegerile parlamentare, Uniunea Social Liberală a avut 70% în Parlamentul României. Deci, teoretic, ați fost acolo? Da? Ați fost acolo, da, domnul Paraschiv? Da, până în ianuarie 2014 da, am fost acolo. Da, da. Când multe decizii sau multe sugestii ale partenerilor liberali nu au fost puse în practică de acum guvernul Ponta. Acum spuneți că dumneavoastră nu fost, ați fost... Nu. Păi nu, nu adică e corect. Deci au vrut să facă și n-au fost lăsați. Adică eu n-am văzut doamne, nicio inițiativă legislativă a PNL-ului, domnule Paraschiv, de crearea mixului energetic. Au fost parlamentarii dumneavoastră acolo. Au fost și parlamentari PNL. Ulterior, după ce Crin Antonescu a renunțat la această construcție politică, liniștea guvernului Ponta a fost asigurată de Tăriceanu. Deci oricum au avut o majoritate în Parlament. De ce nu au făcut aceste modificări? Cu ANR-ul, care se subornea păi Parlamentul. Eu de ce, doamnă? De pentru ce? Că nu exista... Nu exista problema aceasta majoră cu regenerabile. Pentru că să ne înțelegem, complexul energetic atunci deținea o poziție dominantă în piață pentru că nu exista problema asta cu regenerabilă, nu era exista cu certificatele verzi și atunci domnul Manta, era foarte sunt directive puțin europene, sunt de mult în vigoare, nu sunt chiar de acord, adică de nu acord spune că nu ne-am așteptat ele, că au fost trecut problema e că au venit, din contră, guvernul Ponta a venit și a redus numărul de certificate verzi acordate producătorilor de energie regenerabilă, dar problemele astea oarecum au venit pe parcursul legii. Dar au fost niște directive europene care se cunosc de mult, nu au fost peste noapte, asta vreau să vă spun. Și s-ar fi putut modifica legislația în concordanță cu legislația europeană. Bine, se făcea mixul energetic. Nu e cazul să găsim vinovați. Acum faza asta cu ajutorul regenerabilor e o schemă votată de guvernul dumneavoastră, guvernul Boc.
Atunci s-au făcut cele mai mari investiții și cele mai mari erori legislative care au dobărât complexul energetic Oltenia. Trebuie să recunoașteți lucrul acesta. Asta e, vă asumați și... Nu știu dacă ăsta a fost motivul, pentru că, la urmă, ponderea regenerabililor din total consum energie națională nu este... Nu, domnul Paraschiv... Este odată și doi la mână e problema cu certificatele verzi, doamna. Dar astea sunt impuse de Uniunea Europeană, păi nu sunt impuse de... Sunt impuse, domnul Paraschiv, dar trebuie să vii cu o modalitate ca să protejezi și producătorii tradiționali, cum este complexul energetic. Cum poți să-i protejezi dacă se impune la un anumit... Păi nu-i suficient să le dai astora certificate verzi așa cu nemiluita cu toptanul, să impui o limită minimă, un preț minim de cumpărare, să nu lași oarecum piața liberă, da? Și dintr-o dată să te întrebi, păi stați un pic, avem un problem cu producătorii clasici. Da. Manta, până în decembrie 2015, guvernul Ponta Tea și-a spânzurat împreună cu domnul Oprea și împreună cu toți ceilalți cu Tăricianu. Păi tocmai ce v-am explicat, că pe vremea guvernului Ponta, CEO nu avea nici pe departe problemele majore pe care le are astăzi. Bun, domnul Manta, ignorați un aspect, faptul că CEO nu s-a trezit în această situație. Este un parcurs al complexului energetic Oltenia care a, în definitiv, a ajuns aici. Nu s-au trezit așa tehnocrații dintr-o noapte. Nu a fost exportul, n-am spus. Că nu s-au trezit din bai de mine complexul energetic a căzut în hău. Nu, către Serbia, știți, sunt multe probleme. Aia știți foarte bine că n-a fost o afacere neapărat. Sunt erori făcute de-a lungul girată de Victor Ponta. Nu știu de cine a fost girată, dar aia încă o dată n-a fost. Dar a fost făcută pe vremea domnului Ponta. A fost investigată, după cum știți, de toate organele. Da, și încă este investigată de ce se întâmplă cu stat. Este corpul de control la complexul energetic Oltenia, asta să vedem. Dar nu cred că a fost una dintre teme. Din câte am văzut eu în presă, corpul de control s-a preocupat de preluarea Chișcaniului. Nu, da, care... Domnul Paraschiv spunea de altă speță, probabil cu exportul de cărbune în Serbia. Nu, care toate, a fost tot o problemă, pentru că mama conduc, adică o cantitate asta, mare de cărbune gratis. Aici, pierdere aici, de 17 milioane de lei nu este o pierdere... Nu știu, referitor la chestiunea cu Chișcaniu, sigur că da. Da, sigur că... Nu cunosc foarte... Haideți să lămurim un pic lucrurile. Nu știu foarte în detaliu, însă din ceea ce am discutat, am înțeles că acolo varianta a fost una singură, pentru că Chișcaniu avea datorii către complexul energetic Oltenia, iar acest aveai două variante. Fie nu recuperezi nimic, da? Pentru că firma aceea intrase deja în insolvență, fie în contul datorii trebuia să preiei niște active care se presupuneau că la un moment dat îți vor aduce un venit. Deci evaluatorii au fost de cea mai proastă calitate. Ei nu au prevăzut că se va întâmpla asta. Să piardă și mai mult decât... Să piardă și mai mult decât... Adică pe lângă faptul fost... că n-ai nicio șansă să preiești ceva, să pierzi în continuare. Cred că a fost o chestiune, între alege dintre două rele, rău cel mai mic. Da. Să sperăm că a fost de bună credință făcută investiția și nu s-au gândit la altceva. Ați văzut declarația domnului Ion Rușeț cu privire la Scarlett Riza? Stimați invitați. Nu. Surprize. Nu. Îl face traseist. Este fostul dumneavoastră coleg de partid, Scarlett Riza, a trecut pe la PMP și vrea locul 1 la Senat din partea ALDE. Nu înțelegem în schimb, pentru că domnul Rușeț nu și-a manifestat. Acum o să vă cer să analizați un pic și situația, pentru că e vorba de foștii dumneavoastră colegi, foarte mulți dintre ei foștii colegi din PNL. Și de asemenea e vorba de Scarlett Riza, un fost coleg de-al dumneavoastră din Partidul Social Democrat. Domnul Rușeț, repet, nu s-a exprimat în clar că și-ar dori ceva, dar iată că este foarte deranjat de faptul că Scarlett Riza pretinde locul 1 la Senat. Încep luptele să apară la suprafață, pentru că interne știam că sunt. Domnul Borcan este extrem de nemulțumit de poziția pe care o are în momentul acesta în ALDE. Și neapărat de poziție, are o poziție bună, este copreședinte, da, dar efectiv este ignorat și înțeleg că face drumuri dese pe la București pentru a îndrepta un pic situația. Dar iată că vine și domnul Rușeț, care scoate cumva la suprafață nemulțumirea din ALDE, domnule Paraschiv. Cum vedeți situația de la ALDE? Cred că este doar un joc de imagine și cred că din dorința de a capta puțin atenția publică în acest moment. Părerea mea este că ALDE nu va face pragul electoral, dar asta rămâne de văzut pe 12 decembrie. Sunteți dacă răutăcios. Nu sunt răutăcios. Sunteți răutăcios. Au toate șansele să facă pragul electoral cei de la ALDE. Doamnă, și în sondaje stau binișor, adică din ce am văzut eu se învârt undeva pe la 6-7%. E adevărat că e în marja de eroare, dar eu sper și cred și îmi doresc ca ALDE să intre și să face guvernarea împreună. Da, da. Acum, și împreună cu PRU,
sau și eu da, mai probabil PRU nu va intra în parlament. Așa au anunțat. Păi da, era salvat cu Victor umbră, Ponta. Guvern din umbră, Victor o Ponta să rămân premier în întuneric și... guvernul din umbră. Victor Ponta a ieșit foarte clar și a spus că trage la căruța PSD-ului. Însă altceva vreau să da, comentez. Dar a recunoscut că ajută PRU. Nu, n-a spus foarte. A spus că nu poate fi două locuri în același păi timp. Nu poate să fie, dar a lăsat foarte mult incertitudinea să planeze, pentru că a fost un șantaj către Liviu Dragnea. Aici speculați, domnul Paraschiv, acum. Păi simplu, pentru că nu cred că l-ați auzit vreodată pe Victor Ponta amenințând în spațiu public, domnule, plec la PRU. Dar domnul Ponta a spus că rămânerea în PSD nu depinde doar de domnia sa. Ceea ce poate însemna aproximativ același lucru, da? Adică rămân în PSD, dar nu depinde doar de mine, înseamnă că există și posibilitatea că eu să plec. Bineînțeles, a fost plecat două capete. Victor Ponta ar fi fost o tragedie pentru PSD. Nu, este în regulă. Victor Ponta și-a arătat forța. E ok. Și gândiți-vă că totuși în sondajele de opinie este printre persoanele cu cea mai mare notorietate și cea mai mare... favorabilitatea. Este în asta creștere e, asta e, procentul e, sigur pentru că da, Victor Ponta. Asta spun, ar fi fost o tragedie pentru PSD în general și pentru PSD Gorj în special, pentru că Victor Ponta este totuși o locomotivă pentru PSD. Însă, revenind la situația din ALDE, sigur că înțeleg că domnul Borcan a fost lăsat pe din afară, e totuși un copreședinte al unui partid politic și aici, vă repet, nu vreau să mă amestec în... accidental, dacă e să mă întrebați pe mine. Totuși, păi, nu cred, domnul forța Partidului Conservator la nivelul... Cei de la PNL știu mai bine nu, că la nivelul în județului Gurj o știți foarte bine de-a lungul timpului cât a fost. Adică... Nu știu dacă e chiar așa, pentru că și dânsii au structuri, înțeleg că au avut și dânsii niște consilieri locale. Acum, sigur că așa cum este la PNL și ați văzut ce lupte interne au fost, că nu și-au terminat fuziunea și vedeți că încă se vorbește de vechiul PNL și vechiul PDL, probabil că aceea situație este și la ALDE între cele două partide. Da, dar atacul domnului Rușeț... Cam mult spus partide, pentru că... Partidulețe. ALDE de-abia... Nu, acum... ALDE a luat 1,3 dacă nu mă înșel la Consiliul Județean, sunteți subiectul. Da, pentru că marea majoritate a membrilor ALDE au plecat din Partidul Național Liberal și am mai spus-o și o repet. De ce consider eu că nu vor face pragul electoral? Pentru că la alegerile locale, am repetat-o chiar la dumneavoastră în emisiune, marea majoritate a celor care au fost înscriși în lupta electorală au tras în primul rând pentru persoana lor. Acum trebuie să muncească pentru... Da, o să fiți în aceeași situație. Deci o să fiți în aceeași situație. Da, dar Partidul Național Liberal, Partidul Social Democrat au alte structuri. Aveți structuri mult mai bine număr de membri mult mai mare. Aveți un activ din... de partid, aveți un electorat stabil pe care vă bazați procentul ăla fix, pe care vă bazați și iar restul variază. Într-adevăr, ALDE, PMP, PRU sau ce s-a mai... Mi-e greu să cred că dacă la legea locală au luat 6 și ceva, o să treacă de... 5% da, ei nu au alegeri parlamentare. Asta este raționamentul. Există acel prag al alternativ, adică să obții minim 20% în 4 circunscripții. Nu e un obiectiv imposibil de Nu este imposibil de atins. USR-ul? Gândiți-vă, doamnă, unde, că la afară de București mai are aceeași priză? Pot exista 20%? Situații în care, în special în orașe, în județele unde... municipiul reședință de județ reprezintă o mare pondere. Cred că la Cluj este situația asta 60-70%. Nu, cred că ar putea să ia de la... Doamnă, eu la modul sincer nu mi-aș dori, pentru că mi se pare un partid fără substanță. Va fi, va fi USB-ul, USR-ul ajutat de vreun partid mare, stimați invitați? Există posibilitatea, gândiți-vă... Păi, va fi ajutat de PNL, doamnă, pentru că au spus foarte clar că dacă vor fi la guvernare, vor face alianță cu PNL-ul. Lucrurile sunt foarte clare din punctul meu de vedere. Ați primit directiva să ajutați USR-ul la organizare în teritoriu? Chiar am fost o emisiune aseară la care a participat doamna Gorghiu și a spus că... după alegerile parlamentare, probabil o alianță acceptabilă ar fi cu USR-ul. Bun, deci iată ceea ce... Deci a fost foarte sunt ceva informații cum că s-ar fi trasat și sarcină în direcția asta. Nu am primit nimic în acest sens. PNL-ul să ajute, nu știu, să ajute la organizare. Vreau să mă duc din nou către PSD, mă rog. Unde lupta la dânsii pentru locul 2 este cel puțin acerbă. Sunt cel puțin 4 persoane care își doresc această... Dar e normal. Această poziție, domnul Paraschiv. Păi și de ce credeți că n-ar putea o parte din domnii respectivi să se ducă către
PSR, să ajute PSR-ul și atunci fac 20% în Gorj. Eu vă garantez că nu sunt traseiști candidați, o persoană plecată dintr-un partid puternic nu mai are aceeași forță. Domnul Vâlceanu, luați exemplu domnului Riza sau a domnului Popeangă, care au fost aleși pe lista PSD-ului. Nu, nu mai ai forța pe care o ați, forța ți-o dă un partid. Cât mai reprezintă dumnealor din punct de vedere electoral acum, după ce au plecat la Partidul Social Democrat. Asta este, ne place sau ne place PSD-ul. Sigur că da, asta spun, dar la modul cinstit, inclusiv dumneavoastră presa, ați văzut cum stau lucrurile în acest punct. De altfel, nici Victor Ponta nu și-ar fi păstrat procentul în situația în care ar fi plecat din Partidul Social Democrat. Adică e o chestie, o legătură umbilicală între persoană și partid și invers. Nu se descurcă la fel de bine în tabere separat. De aceea, probabil că aceeași este situația și cu USR-ul, chiar dacă ar pleca. Au plecat de la Partidul Social Democrat foarte mulți senatori, deputați către PRU, spre exemplu, dar partidul totuși nu are forță, nu dă dovadă deloc de forță. Nici nu ne putem lua după toate sondajele. E greu, doamnă, la modul cinstit, pentru că numai cineva care a lucrat la organizare știe ce înseamnă să faci structuri de partid în toate cele 70 de unități administrative teritoriale. E foarte greu să... Plus că nu mai au timp. Vizibilitate, mai pe sunt când două luni jumate. Da, asta vreau să zic. ALDE a avut la dispoziție, PMP-ul a avut cele două partide sau chiar și PR-ul mai puțin, nu s-a descurcat foarte bine, dar cele două partide au avut timp la dispoziție să se organizeze, să se mobilizeze în sensul ăsta. Pe când... Pe de altă parte, doamna, dacă avem în vedere situația PSR-ului care a reușit să bată liberalii la Târgu Jiu, doamnă, gândiți-vă, candidatul Partidului Social Românesc, un partid, să zic așa, cu mai puțini adepți, să fiu blând cu ei, a reușit, iată, să bată Marele Partid Național Liberal la Târgu Jiu, au luat mai multe voturi. Păi dacă au trădat. Ce s-a întâmplat la Gorj, s-a întâmplat și la capitală. Păi dacă au trădat de la PNL, pe cine să bată dacă ei singuri și-au vândut locul și... Ce problemă să mai... A fost o problemă ca și în cazul capitalei. Așa. A fost o neînțelegere, au fost niște lupte interne pentru desemnarea candidatului și electoratul greșită. A fost o bâlbâială completă. Adică și electoratul ne-a sancționat. 5 oameni și l-a alegi pe al 6-lea. Electoratul ne-a sancționat pentru această prostie electorală. Știți cum e? Nu are rost să o mai dăm la cotită. Înțelegerea candidatului PNL cu PSD-ul este cât se poate publică. Nu are rost să mai... să mai criticați electoratul. Nu știu, poate la alt public. Nu, colegii dumneavoastră din PNL au recunoscut faptul că a existat o înțelegere între Octavian Lupulescu, dar întrebarea este cine mai știa din PNL de înțelegerea au fost doar ceva informații apărute pe bine, surse, pe de altă parte, auzit, stimați invitați, nici nu există o altă explicație cu privire la desemnarea candidatului PNL la primăria. Asemenea prostie electorală, vă repet. Deci este greu explicabilă. Să sondezi 5 și să le alegi pe al 6-lea. Recunoașteți că este greu explicabilă. Adică dumneavoastră ați renunțat la Marian Rotaru, cel care v-a dat lecții în ziua alegi, da? La alegerile locale. Și eu, doamnă, sunt șocat de altceva, că nimeni de la PNL nu și-a asumat această prostie imensă pe care au declarativ făcut-o. Declarativ și-au asumat-o. De ce sunteți așa? Păi de ce, doamna Novăcean? Păi au spus, asumarea se face prin decizie, prin demisie, doamnă. Adică da. Eu, în afară de domnul Lupulescu, păi, n-am văzut pe asumare, nimeni. Păi nu, în guvernul Ponta, cu asumarea răspunderii sau cei care l-au pus, cu dumneavoastră pe teama demisiei și... pe domnul Lupulescu, în cazul membrilor PSD, n-a spus niciodată de acord, păi, că ar trebui nu, să domn Paraschiv, fie... la modul cinstit, n-am avut o asemenea situație. Cei doi primari, va fi? Ion Ianăs și cu Vasile Moșoiu, chiar nu mai am nicio șansă. Dovadă că domnul Moșoiu a și pierdut în primă instanță procesul cu prefectura, ceea ce înseamnă că se vor reorganiza alegeri în cele două localități. Cum comentați informația aceasta? Doamnă, este, dacă vreți, o prostie pe care a făcut-o Partidul Național Liberal, pentru că dacă ați fost atenți, cu câteva zile sau câteva săptămâni înainte de alegeri, și de la prefectură fiind solicitați în acest sens, au ieșit și au spus-o. Domnule, nu-l mai puneți pe domnul Moșoiu, cred că de dânsul era vorba. Pentru că dacă va fi ales, îi vom înceta mandatul din nou. Și atunci, cei de la PNL s-au încăpățânat
nu să credeți că meargă cu domnul Moșoiu, să fie respinsă posibilitatea de candidatură? Domnul Paraschiv, dar vă repet, este cei care au verificat dosarul de candidatură, de ce nu au respins, de ce nu au blocat candidatura? Al prefecturii, adică eu știu că a ieșit juristul șef de la prefectură și a avut această declarație. Deci nu înțeleg cum cei de la PNL și-au asumat și atunci l-ați criticat, că de ce i-a încetat mandatul domnului Călinoiu. Și-au asumat chestiunea. Vă este teamă, domnule Paraschiv, și cu asta închei, că veți pierde cele două localități? Nu știu, depinde. Votul cetățenilor este suveran până la urmă și dacă Partidul Național Liberal va găsi două variante... Sper că nu-l veți spune tot pe domnul Moșoiu și pe domnul Ianuș. Păi dar poate pot să fac asta pentru că legea nu interzice. Haideți să fim serioși, da? Totuși. Suntem la final. Mulțumesc mult de tot, stimați invitați, mă aștept și cu altă ocazie. Vă mulțumesc și noastră, doamnelor și domnilor, noi ne reauzim mâine. Toate cele bune!